ели кман јед. Се крај то ме награјет. Сту брај то фер то ме награде шабруј. Лик сабруј то фер. Луац аминте, вој каре стац наинте мја. Ста бруј то фер ма награуд. Жи фер преканто велд. Ели ели кман јед. Се параграуше брајет. Plânsete și zbuciume s-aud în depărtări. Sunt pregătite pentru tine, pământule, locuitori ai pământului, zice Domnul. Zi ferme, nagraut și braiet, planuri mari și groază să vege. În imediat apropiere, zice Domnul, se paragraut și braiet, cum n-a fost pe pământ și cum nu va mai fi, zice Domnul. Și mintea omului nu poate cuprinde aceste lucruri și nu poate să gândească și nu vrea să creadă aceste lucruri. Dar iată că se pregătesc taine ascunse, legi ascunse. Iată că balaurul se paragraul șebraiet. Iată că varsă veninul, zice Domnul, se paragraul șebraiet pe-ntreg pământul. Se paragraul șebraiet. Se folosește diavolul de papa, zice Domnul. Se paragraud șabruit omenagraud, care va întârta popoarele împotriva altora. Se paragraul șebraiet și copiii ei împotriva altora. Ei între ei se vor război, zice Domnul. Se paragraul șebraiet. Doi cu doi nu vor fi de acord, zice Domnul. Soțul cu soția nu vor cădea pe aceeași te paragraul șebraiet. Zic fenomena graut, părere în casă, zice Domnul. Mama și copilul se paragraut, se vor înțăpa. Se paragraul șebraiet, se vor certa. Lic formena graut șebraiet. O mare vrăjmășeală voi lăsa pe pământ, dar copiii mei vor fi scutiți și ocrotiți, zice Domnul. Mă voi ocupa de ei și voi îngrădi și le voi da putere și le voi da biruință, pentru că sunt Dumnezeu. Oare n-am făcut eu urechea să nu aud, zice Domnul? Oare n-am făcut eu ochii și să nu văd, zice Domnul? Se paragraud, n-am dat eu poporului meu izbăvire în pustie, n-am despicat eu apile și am făcut uscatul, se paragraud șebraiet, n-am înmulțit eu pâinea și peștii, zice Domnul, se paragraud șebraiet ofert, rubel stepraiet, n-am trimis eu prepelițile poporului meu, se paragraud șebraiet, n-am trimis eu corbu, se paragraud șebraiet. Zic fer, l-am dus eu oare pe noi în rătăcire, zice Domnul. Nu l-am dus, se paragraud, același Dumnezeu sunt și astăzi, zice Domnul. Zic fer, menagrau șebraiet, zic fer, dar astăzi poporul și omenirea este mai îndărăvnică ca pe vremea lui Noie. Se paragraud șebraiet, mai cufundat în păcat și în fără de lege. Se paragraud șebraiet și mă doare! Stau cu suspine de greice înaintea tatălui și mijlocesc pentru copiii mei care se străduiesc și îți dau silința, se paragraul șebraie să facă voia mea. Iată că unii duc în rătășire, chiar care spus în fruncea popoarelor, zice Domnul și a bisericilor, se paragraul șebraie, zicfer pentru că au închis gura prorocilor, ca să nu se mai audă glasul meu de Dumnezeu, să nu mai fie descoperit păcatul, zice Domnul, se paragraul și fără de legea, pentru că iată mulți trăiesc în păcat, în minciună, în înșelătorie, zice Domnul, se paragraul, afacerile lor de familie, zice Domnul, se paragraul și ebraiet, unde lucrează cu viclenie, cu falsuri, zice Domnul, și mâinile și mânjice, și ridică și mâinile spre popor, se paragraul șebraiet, zic ferme nagraud, și ei conduc poporul spre moarte, zice Domnul. Zic ferme nagraud șebraiet, zic ferme nagraud, și poporul n-a vegheat, străjerul n-a ascultat și s-a supus lor, zice Domnul, se paragraul șebraiet, dar iată că încă mai am lucrător, zice Domnul. Încă mai am, se paragraud șebraiet, oameni prin care mă fac descoperit,
pentru că pe mine nu mă poate opri nimeni, zice Domnul. Și copiii mei, se paragraut și braie, de vor trece prin foc, de vor trece prin sabie, de vor trece prin apă, vor sta lângă mine și nu se vor lepăda, zice Domnul. Și îmi voi înștiința copiii pas cu pas, zice Domnul, ceea ce voi trimite pe pământ și voi îngădui. Se paragraut și braie. Iată că întreaga omenirea, întreg pământul este frământat și iată viu este Domnul pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu oștirilor. În scurtă vreme veți auzi vești groznice. Zit fermena graut, numărul morților va fi mult mai mare. Se paragraut și braiet, zit fer, bisericile se vor închide. Se paragraut și braiet, zit fer, nu vă veți putea întâlni din nou, zice Domnul. Din ce în ce, zice Domnul, ric formena graut voi adânci rana, nu voi vindeca, zice Domnul. Ric for, dar cel ce vrea să sfințească, să sfințească nodăița lui și sfințească altarul și eu vin și binecuvântez și dimineața și la mea și seara, zice Domnul. Se pare graut. Iată! Se pare graut. Când numărul se pare graut nuntașilor se va completa, mirele vine să-și ia mirea sa. Și asta este în curând. În curând, zice Domnul, cel ce seceră, se pare graul și braiet, sunt eu Domnul. Dar iată semănătorul își face planul să secere, dar nu va secera, pentru că va veni necazul mare, zice Domnul. Elicmant! Când oamenii vor căuta să sărbătorească, plânsul și scrâșnirea dinților și sângele va fi vărsat pe acest pământ, zice Domnul. Ric formena graut șebrait, fermena graut șabruiet, zivert! Se pare graut, mamele vor plânge de durere pentru că au adus copii pe pământ. Pentru că este scris și fericit pântecile care n-au alăptat, zice Domnul. Se pare graut șebrait, iată va porni, se pare graut șebrait, din America, zice Domnul, mare vrășmășeală. Și întreg pământul, se paragrau și braiet, se va răscula ca și cum s-ar aprinde, se paragrau și braiet, uscăturile, zice Domnul, zut fermena graut. Și nu va fi niciun colț de pe acest pământ și nicio țară să nu fie răzvrătire și vărsare de sânge, zice Domnul. Zit fermena graut, ric formen, o autoritate se va ridica, alta va cădea, zice Domnul, se paragrau și braiet. Pentru că las vrăzmășie, zice Domnul, între împărați și locuitorii pământului, se paragraul șebraiet, vreau să vă înștiințez, căci binele și libertatea care ați avut-o până astăzi nu o să mai aveți niciodată decât în împărăția mea, zice Domnul. Ric formena graul șebraiet, zitfert! Mulți copii se vor concepe, dar nu se vor naște, zice Domnul. Pentru că voi veni, se paragraul șebraiet, atât sunt de aproape, se paragraut. Oare nu sunt eu cel care pot face toate lucrurile? Pentru ce copiii mei se îngrijorează? Pentru ce copiii mei spun de pe buze, se paragraut? Mă încred în Domnul, dar în inima lor cuprinde frica, spaima morții, pentru că știu că nu-și trăiesc viața după voia mea, zice Domnul. Și știu că nu pot merge și nu pot atinge împărăția pe care le-am promis-o, zice Domnul. Se paragraut și braiet, de aceea le este frică. Se paragraut. Iată că unii și-au pus prorocilor să le prorocească după pofta inimii lor. Aveți grijă în vremuri ca acestea, că mulți s-au ridicat în numele meu și vestesc o libertate de nedescris cum n-a fost până acum. Vorbesc, se paragraut, în numele se paragraut celui rău și a șarpelui viclean, se paragraut, care aduce ura și dezbinarea în case, în biserici, se paragraut și braiet, numele lui este Papa, zice Domnul, luați aminte. Iată, unele țări vor fi șterse de pe fața pământului. Așa cum scrie în Scriptură, se paragraut și braiet, ric formena graut, și nu va fi nici un om, zice Domnul. Și oamenii se vor rări pe pământ, se paragraut și vor fi mai rar ca aurul, dar nu ca aurul acesta, zice Domnul, ca aurul din Scriptură, pentru că cuvântul meu trebuie să împlinească, căci eu sunt împăratul împăraților și Domnul domnilor și ei au toate deciziile
la înălțimea cerului. Sunt pregătit să îmbrac haina răzbunării, zice Domnul. Se pare graud, dar mai am răbdare pentru sufletele care trebuie să-mi completez numărul. Zitfer, pentru sufletele care vă rugați și cereți înaintea mea. Am să lucrez cu putere și de aici înainte, zice Domnul, în odăițile voastre. Am să vă botez cu Duhul Sfânt, zice Domnul. Am să vă botez cu Duhul Sfânt odraslele. Se paragraul și braiet, ric formen agraut. Am să vă întorc copiii și rudenile la mine, zice Domnul. Eric Mant, pentru că am tras un semnal de alarmă, zice Domnul. Am lăsat, se paragraul și braiet, doar nu iau ușor peste pământ. Zit fermen agraut, cu nădejdea că copiii mei să trezească, dar mulți s-au îndepărtat mai tare, zice Domnul, și au lipit inima de lucrurile pământești, zice Domnul. Zit fermena grau, lăcomia de bani a pus stăpânire, n-a pus niciodată, se para grau, pe cei din poporul meu, se para grau și braid, zit fermena grau și braid, ruber se falto mena grau, zit fer, omule, omule, unde sunt conturile, în cer sau pe pământ, zice Domnul, dacă le ai pe pământ, desfințează-le, se para grau și braid, și cercetează văduva, cercetează orfanul, cercetează săracul, se paragraul și braiet, zitfer, dacă le ai în ceruri, fă o rugăciune, ca eu să administrez contul tău, se paragraul și braiet, zitfer, menagraut, în continuare, să fie binecuvântat și păstrat la loc de cinste, zice Domnul. Zivert, deșteaptă-te și trezește-te, pentru că zorile dimineții au sosit, zice Domnul, câtă vreme se paragrau stai în ațâpire. Nu vezi tu că ziua trece și vine seara și iară trece seara și vine ziua, zice Domnul. Se paragrau, așa tot am strigat prin Duhul Sfânt, trezește-te că cel ce vine va veni și n-ai luat seama. Ai disprețuit bancă, prorocii mei, copiii mei, zice Domnul, au avut de suferit. Se paragrau, au fost amenințați, au fost dați afară, zice Domnul. Se pare grau și braiet, zitfer, de frica ca păcatul lor să nu fie scos la lumină, zice Domnul. Zitfer, mena graut, dar viu este Domnul, că până în ziua când voi veni, până în ziua când voi lua harul, se pare grau de mă înștiința poporul, zice Domnul. Și pe copiii mei, care îi prețuiesc și mi-am dat viața pentru ei, zice Domnul. Temeți-vă, mai aveți timp de ridicat, mai aveți timp să vă întoarceți din căile voastre, zice Domnul. Oricare ai fi tu, se pare graut și braiet, oricât de departe ești de mine, întoarce-te că te primesc, zice Domnul. Sunt gata să acopăr, să dau în marea uitării. Zitfer precant, lic formena graut, veți vedea zilele ce urmează, veștile care vor veni, legile care se vor da, zice Domnul. Se pare graut și braiet, zitfer, se fral tomeniat, multe suflete voi trece din poporul meu acasă, zice Domnul. Ricfor, nu sub formă de pedeapsă, zice Domnul. Și voi trece acasă ca să-i mântuiesc. Zit fermena grau, cel care zace în păcat va suferi, zice Domnul. Trebuie să plătească și aici pe pământ, zice Domnul. Să plătească pentru păcat. Se pare grau și braiet. Apoi veți auzi vești de război și de răsculare a trei țări care se vor răscula și vor începe, se pare grau și braiet. Zitfer, noua bătălie care este scrisă în Scriptură, războiul ultim, zice Domnul, care va fi pe pământ. Zitfer mena graut și apoi în două țări voi lăsa un cutremur de pământ, zice Domnul, cum nu a fost, se pare graut și va fi zguduit. Și iată așa se va instala fometea, se pare graut și braet, zitfer mena graut și braet, zitfer, și veți vedea copii plângând de foame. Voi vedea oameni care să sinucid, zice Domnul. Se pare graut, se va împlini cuvântul care scrie în Scriptură că cei vii vor merge la morminte și vor zice să iasă afară, să intre ei de vii. Se pare graut, se vor prezenta oamenii în fața munților, a dealurilor, a pădurilor și vor spune să-i acopere, să cadă peste ele, că nu mai suportă groaza care este pe pământ. Iată, cuvântul meu trebuie să se împlinească. Ce ai crezut, omule? Cu ce Dumnezeu ți-ai făcut de lucru? Se pare grau, pentru ce se pare grau te-am lăsat pe pământ, cu ce menire te-am lăsat pe pământ, să mulțumești, să-mi slujești, zice Domnul, se pare grau să te las fericit,
să-ți dau fericirea în împărăția mea. Ai crezut că viața aceasta o vei moșteni-o pentru totdeauna? Ai crezut că aici este locul tău pentru totdeauna pe pământ? Te-ai înșelat, omule, care ai crezut astfel, se paragrau și braiet, și ai pus poveri pe umerii altora și tu n-ai împlinit, tu și casa ta, zice Domnul. Ziver, Stefan, trezește-te! Mai ai timp să te trezești, se paragod și braiet, te-ai pus în fruntea poporului, chiar dacă nu te-am pus eu, zice Domnul, și ai dus poporul de sfrânare și în rătăcire, și așa a ajuns curvia, beția, se paragraut minciuna și hula împotriva Duhului Sfânt în biserici, zice Domnul. Se paragraut pentru că păcatul s-a acoperit, s-a mulțit, zice Domnul. Zivert! Mai mult ca atât. Chiar cei care conduceau, parte din ei au curvit și s-au mânjit cu lucruri necurate, zice Domnul. S-a bruit o fermă în agraut, a stat și la masa mea și la masa celui rău, zice Domnul. Totul cunosc, zice Domnul. Ochii mei pătrund, unde te ascunzi, omule? Nu sunt eu cel care am lăsat crăpăturile în munți? Nu sunt eu cel care am lăsat pomii să rodească ca tu să te saturi să mănânci roade din pomi, zice Domnul? Ai făcut tu cumva roadele în pom, omule? Se paragraut, zid ferme în agraut, eu am lăsat pomul să rodească ca să-ți dea hrană, zice Domnul. Am lăsat floarea și fiecare floare să aibă mirosul ei specific, zice Domnul. Se paragraut. Le-ai făcut tu cumva, omule, lucrurile acestea? Se paragraut. Zit fer de Bright. De aceea îți amintesc de aceste lucruri. Că am putere și astăzi să fac ce vreau din tine, zice Domnul. Dar eu vreau, se paragraut, să te duc spre fericire, spre bucurie. Se paragraut și Bright. Zit fer, mulți tineri, se paragraut, arde în foc, zice Domnul. Se paragraut și Bright. Zit fer, dar mai dureros este cei care spuneau că mă urmează de multă vreme. Se paragraut și Bright. Zitfer și-a ocupat un loc în biserică ani mulți, zice Domnul, și s-au dus în rătăcire și vor ajunge în iad, zice Domnul, și din mâna cărora se va cere sângele multora, se paragrau și se vor face vinovați pentru se paragrau și braiet nepocăința celor din jurul lor, zice Domnul. De aceea păzește-te oricare ai fi astăzi, să fii lumină în jurul tău, să fii exemplu, să fii model, să fii pregător. Iată că mulți care conduc și cârmuiesc poporul meu, zice Domnul, nu vor să accepte lucrările care vin prin Duhul Sfânt, ste paragrau și braiet, zid fer vor doar lucrări, zice Domnul, de încurajare, se paragrau și braiet, zid fer menagrau care li se promite o viață fără de durere, se paragrau și braiet, o viață liniștită, un trai mai bun, zice Domnul, dar asta nu va mai fi. Eu sunt Domnul Dumnezeu adevărat care vorbesc prin Duhul Sfânt, zice Domnul. Ric formena grau, când veți auzi de aceste lucruri, să fugiți de ele, zice Domnul. Pentru că cuvântul meu declară, în vremurile de pe urmă, va fi durere. Se paragraut. Iată, este la peceta a șasea, zice Domnul, se paragraut și braie și cel ce vine, va veni în curând. Pregăcește-te să intri la nuntă, se paragraut curat, se paragraul și binecuvântat de mine, zice Domnul, că eu vin să-mi iau mireasa. Ruber Stefald, refolle menagraul și braiet, se for precanto menagraul și braiet. Mulți se îndoiesc, ste paragraul și braiet, și spun, Doamne, dar ai promis atâtea lucruri. Da, eu am promis, dar am și cerut, zice Domnul. Se paragraul și braiet, puțin sunt cei care au împlinit și care au împlinit ceea ce au cerut eu de la ei, au văzut și ei ceea ce le-am promis. Zice Domnul. Și vor vedea în continuare, cel care să căiește, să întoarce de la păcatul și fără de legea lui, va fi primit. Ca un tată bun, vă voi primi pe brațul meu. Iată, mulți voi întoarce din partea tinerilor, zice Domnul. Mulți tineri care au fost cuprinși de duhuri necurate, zi ferme în agraut, care au fost robea sătănii, până astăzi, zice Domnul, veți vedea și veți auzi. Și multe modele ale oamenilor, zice Domnul, se paragraut, care înveselea inima omului, se paragraut și braiet, zitfer și tulbura mințele omului, zice Domnul. Mulți se vor întoarce la mine, zice Domnul. Se paragraut și mulți, se paragraut, care au spus că îmi poartă numele, vor rămâne de rușine. Se paragraut și braiet,
Iată că mi-am început această lucrare pe pământ, zice Domnul. Zitfer, am scos din lanțurile închisorii și i-am pocăit, zice Domnul. I-am sfințit și i-am curățit. Și au mărturiile astăzi în popor. Dar nimeni nu-i crede. Se paragrau șebrait. Zivert! Mă voi îndura. Este scris până la șeptile neam. Și astfel eu voi lucra cu putere. Dar pregătiți-vă pentru ceea ce va veni. Ca nu cumva să spuneți, se paragrau, Domnul nu ne-a științat. Da, venirea mea nu vă spun. Și nu o să știe nimeni. Ceasul și clipa. Voi veni ca un hoț. Tu să fii pregătit fie dimineața, fie seara, zice Domnul. Pentru că este paragraul șebrait, nu știi ceasul și momentul când voi veni și vermenagraut și te voi striga pe nume dacă ești pregătit. Dacă nu vei rămâne pe pământ, vei avea parte de necazul cel mare, de suferință și de judecată, zice Domnul. Păzește-te, eu vreau, poporule, să te păzești de aceste lucruri. Dar tu, se paragraul șebrait, nu asculți cuvântul meu și glasul meu și sfinții plăi proroci prin care am trimis mesaje prin Duhul Sfânt, zice Domnul. Cei din vechime și cei de astăzi, se paragraut, a rămas mărturie pe pământ lucrarea Duhului Sfânt și voi ați călcat-o în picioare parte din voi, zice Domnul. Se paragraut și ebraiet și n-ați luat-o în seamă și ați spus că omul vorbește, ba chiar l-ați pedepsit. Se paragraut și ebraiet, ba l-ați judecat, zice Domnul, într-un fel sau altul. Zitfer menagrau șebrait, Zitfer, dar iată că în vremurile acestea mă folosesc de copii, vorbesc prin gura copiilor, mă folosesc de femei, mă folosesc de bărbați, se paragrau șebrait, Zitfer menagrau și am dat dezlegare și femeilor să poarte mesajul Evangheliei cu tărie, zice Domnul, să ducă vestea bună a mântuirii, se paragrau șebrait, să opresc pe cel rău din mersul lui, se paragrau și din planurile lui și cu toții se farmena graud, să formați un singur trup, zice Domnul, în mine, se paragraul șebrait, să vă puneți scut și adăpost, se paragraul șebrait, rit fermena graud, împotriva celui rău, ca cel rău să nu înainteze cu planurile lui. Și iată, am putere, zice Domnul, se formena graul șebrait, zitfer, să vă apăr la ceas târziu și la ceas de vreme, să vă alimentez și spiritual și pământește, să vă port de grijă vouă și corturilor voastre în veci. Amin.